Așadar să ne ajute Bunul Dumnezeu să rămânem sub călăuzirea Duhului Sfânt. Altfel, zice în Efeseni 4, versetul 30, să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Când se întristează? Când ne învață și ne îndeamnă cum să procedăm și noi ne ascultăm. Călăuzirea lui trebuie să devină foarte profundă, să fie eliminate din sufletul nostru orice stare păcătoasă. Știți că biserica trebuie să fie prezentată în final fără pată și fără zbârcitură sau altceva de felul acesta. De aceea scrie în continuare de la versetul 31, orice amărăciune, Duhul Sfânt o sesizează, iuțime, mânie, strigare, să piară. Dimpotrivă, adică să avem cu totalmente un alt comportament. Dar asta nu se poate numai dacă împlinim ce scrie aici în capitolul 5, versetele 17 și 18. Nu fiți nepricepuși, ci înțelegeți care este voia Domnului. Nu vă îmbătați de vin, această destrăbălare, dimpotrivă fiți plini de Duh. Cu cât este o măsură mai mare Duh peste noi, lucrurile devin mult mai limpezi, mult mai clare. De ce, de exemplu, într-o perioadă de rugăciune, de stăruință sau de post, cum este acum, putem să fim într-o stare spirituală mai bună? Pentru că ne facem timp de sufletul nostru. Scria într-una din revista Lumina Satelor a Oaspii Domnului, că a întrebat un preot pe un țăran, a zis, Ioane, de cât eu duci calul la apă? O dată. Nu, de două ori. Și rugăciune cât îi spui? O dată. Măi, tu ții mai mult la cal decât la suflet. Pentru că trebuie să ne facem timp de lucrurile sfinte. Vedeți, uneori de trup ne îngrijim, haine, medicamente, alimente. Și știm că în final îl papă viermi, nu? Că nu ține multă vreme. Dar sufletul cât este mai important? Investiția spirituală adesea suferă. Și apoi pierdem bătălie. Zice în Coloseni, în Galateni, capitolul 5, vorbind despre conflictul acesta interior, versetul 16, zic, dar umblați cârmuiți de Duhul și nu împliniți poftele firii. Căci firea poftește împotriva Duhului. Din noi sunt acele accese vechi de regulă. Dacă sunteți călăuziți de Duhul, nu sunteți sub lege. Adică numai legea e pentru cel ce nu o respectă, nu pentru cel ce e deasupra legii. Nu mai are nevoie de ea. Am revenit la aceste cuvinte pentru că vreau să mai menționez un aspect și apoi trecem la ultima parte. Știți cuvintele Domnului care spunea că orice păcat se iartă, dar hula împotriva Duhului Sfânt nu se iartă. Care este hula împotriva Duhului Sfânt? Este exact această împotrivire la îndemnurile Duhului Sfânt. Când Dumnezeu mă învață, când Duhul Sfânt deja este în mine și eu pot să ascult, și eu totuși nu respect și nu ascult. În Vechiul Testament, în Numeri, capitolul 15, este exact aceeași identificare a păcatului cu voia, care e de fapt hula, Numeri 15, versetul 30. Dar dacă cineva păcătuiește cu voie, hulește pe Domnul. Deci păcatul cu voia, cu hula, e tot una. Ce înseamnă asta? Bați joc de Duhul Sfânt. Ai putea să nu păcătuiești, dar tu te împotrivești. Cum a zis Ștefan, voi întotdeauna vă împotriviți Duhului Sfânt. Trec în Noul Testament și vă citesc din Evrei 10 pentru a vedea că este aceeași idee. Evrei 10 de la versetul 26. Căci dacă păcătuim cu voia, asta nu e un păcat așa într-o după masă. Păcatul cu voia este o stare care poate dura săptămâni, poate luni, nu știu cât îl îngăde Dumnezeu pe un om. Dar dacă tot se împotrivește, se încadrează în final la ce scrie aici, căci dacă am păcătuit cu voia după ce am primit cunoștință, adică după ce știu cum trebuie făcut, nu mai rămâne nicio jertfă pentru păcate, ci doar o așteptare înfricoșată a judecății și văpaia unui foc care va misti pe cei răzvrătiți. Și acum face legătura cu Vechiul Testament. Cine a călcat legea lui Moise este omorât fără milă pe mărturia 2 sau 3 martori. Cu cât mai aspru pedeapsă credeți că va lua
cel ce va călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu va pângări sângele legământului care a fost sfințit și atenție. Și va batjocori pe Duhul. Hula împotriva Duhului, batjocura Duhului. Care e asta? Când păcătuim cu voia. Dragii mei, Iuda n-a curvit. Vorbim de ucenicul Iuda. Dar știți cum sunt mențiunile în Evanghelie? A luat bani. Știți când a intrat satana în el și nu s-a mai putut întoarce? Scrie în Ioan 13 că Domnul a spus unul din voi, mă vinde. Și a întrebat, scrie în Matei 26, eu sunt. Și Domnul a spus, tu ești. Și scrie, face legătura, că toți s-au petrecut într-o seară ce scrie evanghelist, și armonizăm textele. Scrie în Ioan 13 că atunci când a luat bucățica, probabil atunci a întrebat Iuda și Domnul a spus, scrie, a intrat satana Iuda. Din faza aceea, lucrare ireversibilă. Pentru Iuda n-a mai fost întoarce. Nici nu s-a mai putut pocăi. Scrie în Evrei 6 că astfel de oameni nu mai pot fi aduși la pocăință. Poate ați auzit de cineva căzut și se întreabă unii, băi, dar a fost botezat cu Duhul Sfânt, mai leartă Dumnezeu? Dovada că learte că se poate ridica și să pocăiește. Adică Duhul Sfânt îl mai ajută, mai investește în el. Nu l-a părăsit, nu l-a abandonat. Dar dacă s-a trecut limita aceea pe care Dumnezeu o știe, cu scrie Apocalipsa 2:20, i-am dat vreme să se pocăiască. Dacă treci de limita aceea, cum vă dădeam ieri un exemplu, că unul care a la psihiatrie și a spus, pentru mine nu mai este iertare că am hulit împotriva Duhului Sfânt, din faza aia nu mai se întoarce. Noi să nu ne grăbim să încadrăm pe nimeni acolo, că cei care sunt încadrați acolo nu ne putem scoate de acolo, dar noi să nu, repet, să introducem repede pe cineva acolo că e hulit, că s-a pierdut. Asta Dumnezeu știe și, repet, dovada, ca să vă dau un exemplu, cade unul de pe bloc. Unii mai sceptici vor zice, e mort, e gata. Alții zice, poate nu e mort. Care e dovada? Cine are dreptate? Mă, dacă se scoală și umbla, nu e mort, mă. Dacă nu se scoală, putem să spunem toți că e viu, nu? E mort. Deci dovada scrie în Evrei 6 că nu mai pot fi aduși la pocăință. Că cine ne ajută pe noi să fim pocăiți? Cine lucrează nașterea din nou? Cine clăuzește? Duhul Sfânt. De aceea să-i ascultăm îndemnurile, ca nu cumva într-o zi să dea raport la Tatăl și să spună X sau Y, de atâta vreme, predici, vise, prorocii, îl îndemn, nu ține cont, îl abandonezi. Și din faza aia și ceilalți, dacă se roagă, spune unul Ioan capitolul 5, că cineva a făcut un păcat care duce la moarte, să nu se roage. Te rogi degeaba, nu că ar fi. Tu nu faci un păcat că te rogi, dar e o pierdere de vreme, cum a fost cazul când se ruga Samuel pentru Saul. Ce a spus Dumnezeu? E gata. El e pădat, din faza aia s-a mai putut Saul pocăi? Dădea semne, dar nu. Pentru că și-a întrecut limita peste care Dumnezeu nu mai trece. De aceea să ne ajute bunul Dumnezeu, câtă vreme se zice astăzi, cum spun Evrei 3, să nu ne împietrim prin înșelăciunea păcatului, să ascultăm îndemnurile Duhului și să fim oameni duhovnicești. Pentru ca în final, cum spuneam aseară, la un trup, la un om duhovnicesc, la revenirea Domnului să-i fie atribuit un trup duhovnicesc. Amin. Și ultima parte, cea legată de slujirea Duhului. Dragii mei, Duhul Sfânt nu vine în noi numai să facă dintre noi, din noi niște sfinți, de nea de pus pe pereți, care sunt buni numai de văzut, dar nu-i pot spune la treabă. Duhul Sfânt vine cu roada și cu darurile deopotrivă. Nu le dă pe toate la unul. Scrie în 1 Corinteni 12, hai să citim, le împarte cum? Cum voiește. Versetul 11. Degeaba va spune cineva, cum s-a întâmplat în mala rugăciune, beată femeie, striga, fă-mă proroc, fă-mă proroc, fă-mă proroc. Cineva, dar ce fel de proroc? De la național, cum a fost în Vechiul Testament, să prorocesc la conducerea statului. Asta ține de competența lui Dumnezeu. Domnul Iisus, când a vrut să aleagă ucenicii, s-a rugat o noapte întreagă. Să vadă cine e potrivit pentru una, cine e pentru alta. De aceea e foarte important să lăsăm pe Duhul Sfânt să rânduiască lucrurile, să împartă darurile. Poate cineva ar vrea să aibă și el vedenie. Dacă Dumnezeu nu vrea să-ți dea, o să nu mai deschizi ochii până mor, nu o să vezi nimic. Și la altul, Dumnezeu poate să-i dea atât
de simplu. Nu sunt toți apostoli, scrie aici în versetul 29, nu sunt toți proroci. Dar vă rog, rețineți. Ce vă citesc din Roman 12. Cum am putea noi să stăm la îndemâna Duhului Sfânt ca să ne folosească și să fie daruri în biserică, să lucreze, într-o măsură mai mică sau mai mare? Roman 12, la versetul 1. Vă îndemn, doar fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu să vă aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Și observați finalul versetului. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Întreabă uneori tinerii, frate, cum să-mi descoper chemarea? Păi, tu întâi curățești-ți vasul și stai la îndemâna Domnului, că o să vadă stăpânul ce pune în el. Dar fii, cum spune în 2 Timotei 2, un vas de cinste, sfințit, scrie acolo, folositor stăpânului. A întrebat cineva odată pe un om, de ce te-a folosit Dumnezeu pe tine? Și zice, da, am fost la îndemână. Și numai pentru atâta, m-am silit să fiu curat. Am întrebat eu pe un frate care l-a folosit Domnul la lucrări supranaturale. Și a spus, frate, deci, cum te-a folosit, cum s-au putut realiza aceste lucrări prin tine? Eu zic, frate, m-am silit cu post, cu rugăciune, și am avut o îndrăzneală oarbă la care Biblia zice credință. Asta a fost așa o definire foarte populară, ar spune, dar foarte real. Și am vorbit cu un om care stătea cu el în gazdă când era tânăr. A zis, în fiecare dimineață punea ceasul să sune la ora 5 și era în colțul camerei la genunchi, în genunchi, până pleca la serviciu. Așa dă Dumnezeu vedenii când te rogi, nu în pauza dintre cele două reprize să primezi vedenile. Nici vorbă. Nu o să ai vise sfinte după ce seara te-ai certat sau, știu eu, ai vizionat un film. Nu. Și dacă o să ai, n-ai nicio șansă că e ceva din vreun episod anterior sau ulterior sau e ceva de la Dumnezeu. Că doar și în mintea noastră sunt multe așa adunate de peste zi, unele de jos, altele de la Domnul. Deci să stăm la îndemâna lui Dumnezeu, spune și în versetul 2, să fie mintea noastră liberă de ceea ce este în lume, de gândirea vremii. Pentru că, de exemplu, nu se poate proroci decât în măsura credinței. Asta înseamnă că trebuie să fie mintea pregătită. Versetul 3, prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecare dintre voi să n-aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine. Dar de unde e poziția? Să aveți simțiri cumpătate despre sine fiecare, potrivit cu măsura de credință pe care a împărțit-o Dumnezeu fiecăruia, ca să dau un exemplu. Unul e un vas de o jumătate de litru. Ăsta și când e plin, nu încape un litru de apă în el, nu? Dar altul, dacă e de 3 litri, dacă e plin, intră 3 litri. La fiecare cât i-a dat Domnul. Și trebuie să fie mulțumit fiecare cu ce i-a dat. Unul 5, altul 10, altul 2. Riscul e la cel cu 1, nu? Să credă că n-a primit nimic. Dar fiecare a primit ceva. Știi, minte că o soră zicea, nu mai prorocesc. Prin mine nu se dau mari descoperiri ca prin alții. Și Domnul, printre alt proroc, a zis, și soră, am văzut că ți-a dat Domnul un fluier. Și tu ai dat la alții ca un taragot. A zis, ce faci? Lucrează cu fluierașul tău. Atâta tot. Fiecăruia ce i-a dat Domnul. Aceea să fie măsura. Și spune tot aici, versetul 6, deoarece avem felurite daruri. Aici sunt 7 daruri. Prorocia și încă 6. În 1 Corinteni 12 mai sunt 9. În total ar fi vreo 15. Două din ele sunt de natură fizică. Versetul 8. Cine dă e darul dărniciei. Și versetul 6, nu, 7. Cine este chemat la o slujbă? În original este cine este chemat la o diaconie. Și știți că
în lista din 1 Corinteni 12, interesant, acolo în versetul 28, zice așa, și Dumnezeu arată în biserică întâi apostoli, al doilea proroci, al treilea, și poate noi ne-am uitat să vedem, ne bagă în primele trei rânduri. Învățătorii, între care mă număr și eu, apoi pe cei ce au darul minunilor. Dar ce interesant scrie aici, lista continuă, darul tămăduirilor, ajutorilor și cârmuirilor. Începând cu apostolii, ia darul care este mai important. Dar cum se face că în listă darul ajutorării trec înaintea cel a cârmuirilor, nu? Dacă ar veni să împartă Domnul darul ajutorării, spunem, nu, următorul vreau, nu? Darul cârmuirilor, nu, care ți-l dă Domnul. Acela trebuie să-l iei. Spuneam că eu sunt cu învățătura. Bunicul meu a fost proroc. Și într-o noapte s-a prezentat un om în haine albe la el și i-a spus: mâine va veni nepotul tău la tine, Iosif. Să-i spui să citească 1 Timotei 4, de la 10 la 16, și să știe că acesta e darul și chemarul lui Dumnezeu pentru el. Acolo spune exact, nimeni să nu-ți disprețească tinerețea, fi o pildă, nu fi nepăstor de darul care este în tine și ține-te de învățătură, învățătura care trebuie să o dai altora. De ce să mă forțez să fiu altceva? Dacă voia Domnul să mă facă cântăreț, îmi dregea gâtul și urechile mai bine. Nu am abilități pe linia asta așa, cânt și eu acordeon așa să delectez sufletul. Am mers odată cu un grup de 4 băieți care cântau coral. Și la ce cântă? La ce voce cânti tu? Băi, zic, eu sunt prieten cu toți 4, zic, eu trec sau unul la altul. N-am nicio problemă, și ca afinitate, și ca problemă de auz muzical. Nu mi-a fost dat aici, mi-a fost dat în altă parte. Unuia a fost dat darul cârmuirii, administrării. Vă dau un exemplu. S-a construit o biserică în Europa, mare, a românilor. Și frații din comitetul pastoral de slujire, tot manul biruiau să facă față la nevoile de șantier. Și nu mai știu exact cum s-a ajuns la convingerea să pună un comitet, știu eu, pentru construcție, și în mod deosebit a fost ales un frate să-l coordoneze. Foarte capabil, toate lucrurile au mers trună, lucrau și 100 de oameni odată acolo. E vorba de Viera, numărul 1. Omul acela a fost potrivit pentru așa ceva. Țin minte că m-a întrebat după aceea, frate, se vor face alegeri. Eu până acum n-am fost în comitet, că eu doar la cântări sunt. Bănuiesc că o să mă aleagă în comitet să accept. Frate, să accepți, dar tu să te ții tot de construcția ta, să nu te bași tu la treburile pastorale, lași la cine le-ai dat. Tu să ai grijă de construcție, nu vei fi tu cu interpretarea viselor. Acele lași la Daniel și la altul, fiecare potrivit cu ceea ce i-a fost dat de Dumnezeu. Noi să ne rugăm doar ca Dumnezeu să lase aceste daruri. Dar suntem noi pregătiți? La noi în biserică a fost o autodescoperire, că Dumnezeu vrea să lase 4 daruri de descoperire. La o biserică, la tineri era vorba. La o biserică de 400 de tineri am spus: Doamne, pare puțin numai așa 1 la 100. Și când mă rugam, știți ce mi-a spus Domnul? Găsește-mi tu 5, că eu m-am în plus. Dar 5 care să fie dedicați lucrării de rugăciune, care să stea la îndemâna Domnului zi, noapte, în chip pompieristic. Nu, cum spuneam, frate, eu seara după 9 am închis telefonul, mă trebuie să ai cine sună. Da? Fiecare trebuie să corespundă acelei chemări. Ce îmi place aici legat de daruri, scrie ce în capitolul 12, să ne acceptăm în reciprocitate. Zice, mâna nu poate să spună urechii sau ochii: măi, n-am nevoie. Sunt două probleme aici. Scrie în versetul 16. Dacă urechii ar zice, fiindcă nu sunt ochi, nu sunt din trup. Adică unul se consideră, eu cu darul meu nu pot să lucrez între ei. Ba da, nu te autoexclude. Este nevoie de tine, de chemarea ta. Și apoi există cealaltă situație a excluderii. Versetul 21. Ochiul poate fi ispitit să zică mâini: n-am trebuință de tine. Ba da, ochiul are mare trebuință de mână. S-ar putea să-i vină o creangă peste ochi. Și singur, nu-i poate trage așa cu ochiul la creangă, dă-te mai încolo, mă. Este nevoie să întindă mână.
Pentru că este foarte mare nevoie unii de alții. Un predicator, de exemplu, nu e mare lucru. Că alții au pregătit cu rugăciune slujirea, s-au rugat, și cum termină predicatorul slujba? Noi suntem cei care lucrăm în schimbul de dimineață. Ca să dau un exemplu. Intră cum se termină slujba pe rolul cu darul îndemnării. Cine l-a convins pe Naaman să intre în apă? Elisei sau cei ce l-au îndemnat? Vedeți? Eu când termin studiu, cei care aveți darul îndemnării la ghiroda spune, băi, știi cum au zis fratele? Păi, hai să ne îndemnăm, hai să ne silim. E foarte important. Cel cu darul ajutorării, vine deznădejdea peste el, darul credinții. Sunt atâția cu probleme pesimiste, depresive în vremea noastră. Toate sunt necesare și Dumnezeu să le lase din belșug. Adică să nu prețuim doar unele, să nu apreciem doar pe unii, doar să nu fim ca cei din Corint, numai Apollo că predică așa, numai Petru, nu, tot trebuie să fie la locul lor. Spune aici în capitolul 14, asta iară se mai întâmplă uneori, zice de la versetul 26, când vă adunați la oaltă, unul are toate să facă spre zidire sufletească. Fraților, vorbire în limbi este, tălmăcire este sau nu prea este? Știți de ce nu este? Când, dacă am stăruit după tălmăcire, cât stăruim după vorbire în limbi, poate că ar fi. Pasiunea care o punem pentru asta, așa scrie aici. Versetul 13, cine vorbește în alte limbi să se roagă să aibă și darul să o tălmăcească. Doamne, dă această descoperire, proroci, mai mulți, toți, toate să se facă în chip cuvincioși și cu rânduială. Pentru că prea adesea ne ducem spre extremă, numai proces toți așa și nu mai judică nimeni, ori vorba unui frate. Îi luăm pe proroci la analiză, o să, dacă vom fi exigenți, nu mai rămâne decât cu ea din Biblie. Nu, nu, trebuie să fie și aici, acum ar fiecare în măsura lui. Eu admit că un proroc începător poate să creșească. Undeva s-a întâmplat, mi-au povestit frații în vârstă, au uit o prorocie printr-un frate. Se vedea cuvântul că e clar de la Domnul. Și la un moment dat o frază care nu și-avea loc. Iar au continuat prorocii în bine și la urmă comitetul l-a oprit și a spus, frate, bai, tu pierzi unda. Și spus, fraților, m-am dat și eu seama, dar nu știu ce-a fost. Și un proroc mai bătrân zice, vă spun eu ce-a fost. În timp ce a început să prorocească, am văzut în vedenie că de la mintea lui era o fir care se pierdea în văzduh, în zare, spre cer. Dar la un moment dat a venit o mână neagră și a rupt firul. A fost exact momentul în care a început să vorbească de la el. Și a sosit altă mână albă din cer și a nodat firul. Că unii cred că prorocul este un fel de aparat pe care îl bagi în priză și așa, un fel de translate online. Nu, are și el mintea lui. Îmi povestea fratele Todoraș de la Izvin, că atunci când a fost tânăr și a primit darul, i-a apărut în vedenie o masă mare cu o grămadă așa de aurituri, dar între ele și tinichele și o zis, alege ce-i metal prețios, de ce nu-i metal prețios? Și da, Doamne, asta e o muncă imensă. S-a spus, așa va fi mintea ta. Dacă vei ști să le separi, vei fi un proroc bun. Dacă nu, vei face greșeli. De aceea spuneam că e foarte important să fie liniște în minte. Ca în primul rând să primesc îndemnul și să trăiesc curat și apoi să-mi fie mintea la îndemână pentru slujirea sfântă. Ca Dumnezeu să mă îndemne și să mă trimită undeva. S-ar putea să fie o trimitere din asta fulgerătoare. Cum s-a întâmplat, cineva a fost trimis într-o casă. Du-te repede! Când s-a acolo, gazda, până la urmă s-a mărturisit că își luase o frânghie să se spânze. Recent, un frate spunea că a fost trimis, la noi a predicat acum, a fost trimis la spital. Când a ajuns acolo, Doamne, de la spital unde? La reanimare. S-a dus, parcă era călăuzit așa numai. Știi cum se deschidea ușile la Petru, când a fost eliberat din închisoare? Pe aici, pe aici, pe aici. Ce trebuie să spui? Spune asta.
Dar pentru una ca asta trebuie să fii la îndemâna Dumnezeu și cu mintea curată. Spune Scriptura că lui Petru i s-a dat vedenia cu Corneliu pe când se ruga. Și asta îi primesc vedenie. Cum a avut Saul vedenie? Ce i-a spus Duhul la Anania? Se roagă și a văzut în vedenie pe un om venind la el și punându-și mâinile peste el. În felul acesta se primesc descoperiri. Și Dumnezeu dă trimiteri, spune Scriptura, și asta îmi place, ce scrie în Fapte, capitolul 13. Spuneam că e nevoie să fie toate împreună. Ai citit mai întâi din Fapte 11, scrie de la versetul 25. Barnaba l-a luat pe Saul, l-a dus la Tars, l-a căutat la Tars și când l-a găsit, l-a dus la Antiohia. Un an întreg au luat parte la adunările bisericii și au învățat pe mulți oameni. Studiu intensiv, un an de zile. Acum 13:1. În biserica din Antiohia erau niște proroci. Cum s-au născut? În acea biserică sănătoasă. Eu numesc biserica din Antiohia institut și bază de misiune. Proroci, învățători. Aștia dacă sunt împreună, e treaba bună. Că uneori se cam resping. Vestul 2. Pe când slujeau Domnului și posteau, Duhul Sfânt a zis: puneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat. Și acum observați, vestul 4. Barnaba și Saul, trimiși de Duhul Sfânt, s-au coborât la Seleuce. Deci prin descoperire s-a spus că ies de misiune, dar nu s-a spus că unde trebuie să meargă. Asta au primit ei, că unde trebuie să meargă. Și-au fost călăuziți din loc în loc, știți, scrie în a doua călătorie misionară, Fapte 16, că a vrut să intre într-o zonă, Duhul Sfânt nu i-a dat voie și unde l-a trimis? În Europa noastră, slavă Domnului că ne-a avut Dumnezeu în vedere. Într-o vedenie. E foarte important să fim călăuziți. La nivelul familiei noastre am văzut avantajul de a avea mesaje din partea lui Dumnezeu. La nivelul adunării, legat de punerea oamenilor în slujbă, de anumite planuri ale diavolului. Toate astea, cum am amintit încă de aseară, le face Duhul Sfânt, numai să aibă prin cine să fie oamenii la îndemâna lui Dumnezeu, prin care Dumnezeu poate să-și proslăvească nume, să lase darul în ei. De regulă, oamenii aceștia sunt formați de Domnul, vor trece ce n-am știut eu în tinerețe, că slujirea sfântă presupune multe lupte. Slujirea sfântă este activitate, dar și luptă. Că dacă ar fi numai activitate, ne facem treaba, toate bune, dar mereu plecați doi frați de la noi la stăruință în altă parte. Și un proroc se roagă pentru ei și vede că niște duhuri au făcut sfat și zice: ce-au venit ăștia aici să ne strice treaba? Repede s-au urcat ca într-un elicopter, cursă. Și-au întrebat prorocul: bă, Domnul, nu se duc la ei acasă, să le facă probleme. De aceea trebuie să sprijinim pe astfel de oameni, să-i apreciem, că îmi pare rău să spun, spunea Domnul Iisus, dar asta nu-i ceva notabil, e greșit, că prorocul nu-i primit bine în patria lui și primim pe unul care nici nu-l știm. Dar trebuie să fie primit bine. Dar dacă m-a aflat ceva o greșit cândva, gata, l-am tăiat de pe listă și ăsta nu-i bun de păstor, ăla nu-i bun de proroc. Pe la unii cred că ar trebui comitet de îngeri, proroci tot îngeri și poate atunci ar face seamă să creadă și ei. Undeva un frate aștepta un răspuns de la Domnul și a zis: prin prorocii noștri ea slabi. O postit zi de vară, s-a dus peste câmp, n-avea mașină, intra o sat. Înapoi, că Domnul nu i-a vorbit. Obositul a intrat într-un an de porumb, s-a rugat și a spus: Doamne, cauza mea e urgentă, răspunde-mi. Seara sunt la adunare și vorbește Domnul prin prorocul din loc. Așa vorbește Domnul, te-am văzut când te-a rugat în porumb. Și-a dat răspunsul la problema lui. Și-a zis: cât trăiesc, nu mai disprețuiesc prorocii noștri. Trebuie să ne rugăm ca Dumnezeu să-i înzestreze. Ați vrea daruri de tămăduire? Rugați-vă pentru slujitori.
ca Dumnezeu să le dea autoritate, să poruncească. Ce-a spus Pavel? Rugați-vă pentru mine, că e predicator. Asta nu înseamnă că predică din oficiu. Când Dumnezeu ți le dă, spunea un frate, și când îți dă Domnul cuvânt, e ca și cum, erdau exact cuvintele lui, și ca și cum avea două vagone de grâu după ceafă și mă curge pe gură. Când nu dă Dumnezeu, mie mi s-a întâmplat odată, m-a dus într-o adunare, am predicat, țin minte, Geneza 39, fecioria lui Iosif. Vai ce greu mergea predica, ziceai, nu că atunci învăț să predice, zici că atunci învățam să vorbesc românește. Ce se întâmplă? M-am resemnat eu. În zilele care au urmat, unul din cei ce slujeau, nu ordinat, a murit. Am fost chemat la mormântare. Am fost trecut pe listă să vin. A fost sinucidere. Câteva zile mai târziu, mă caut o persoană pentru mărturisire, să spună motivul sinuciderii. Câteva săptămâni mai târziu și încă câteva luni mai târziu, pușcă încă două păcate în aceeași categorie ca primul. Și atunci mă întrebam eu de ce nu mergea predica mea cu curăția și cu fecioria lui Iosif. Îl aveam în carne vie. Sau poate a fost un ultim apel al lui Dumnezeu pentru ei, sau cel puțin pentru cel care a murit nici o săptămână, pare mi se mai târziu. Sunt lupte spirituale, frați și surori. Sunt împotriviri demonice. Dar Dumnezeu poate să dea biruință. Soția mea are mesaje profetice. Și uneori, prorocii sunt mult mai aproape de lumea spirituală, așa, ca unii care uneori văd duhurile. Și spune uneori ce lupte are. Într-o noapte, țin minte că m-a trezit, zice, am auzit un duh cobora cum ar fi pe scările interioare de la etaj la parter în casă și prin duh l-a auzit spunând, nu mă lasă Dumnezeu să vă omor măcar pe unul, că tare mă încurcați, dar am să cer voie să vă lovesc cu tot ce pot. Fracțiune secundă a simțit ea ca și cum s-a deschis ușa de la dormitor și i-a pus palma în gură ca și cum s-o sufoce. Și a strigat numele Domnului. Prezența aceea a dispărut, s-a rugat, s-a pus să culce, din nou a venit Duhul acela să-l tulbure. Atunci m-a deșteptat și ne-am rugat împreună și apoi a fost liniște până dimineața. Mi-amintesc că într-o vreme erau mesaje pentru mine că diavolul vrea să-mi curme viața. Și au fost frați care m-au sprijinit. De exemplu, un frate din Austria spunea că într-o noapte un duh s-a prezentat la el și a zis, ce te rogi tu pentru eu? Ce treabă ai tu dacă moare el? Atunci lasă să moară un copil de-a tău dacă vrei să nu moară el. Și a fost cuprins așa ca de un fior rece. Și a întărit în Duhul și a spus să nu moară nici Iosif, nici copilul meu. Și s-a rugat. Am luat alte zile de post, sprijiniți de frați, de surori, și într-o noapte visez, sosesc acasă, o echipă muncea de cu zor, ca acoperiș la mine, aruncau lațuri, țigle, totul. Și că-s plătiți la secundă, așa rapid era. M-am suit la ei, am luat un laț în mână, eu sunt un om firav, n-am fost bătăuș toată viața. Și a zis, ce faceți voi aici? Am primit drept să luăm acoperișul pe casa asta. Zic, urgent! Puneți totul la loc. Au pus ultima coamă, au coborât în curte, i-am bătut pe toți. Eu care, cum zic, n-am bătut, poate așa mi-am disciplinat copiii când au fost mici. Zic, ultima întrebare, cine v-a dat vouă drept să luați acoperișul pe casa asta? Și am fost trimis de diavol. I-am scos pe poarta, m-am cuiatură și m-am trezit. Era după încă o serie repede zile de post. Și i-am spus soției să știi că s-a rostit biruința. Nu se ia acoperișul de pe casă. Din momentul acela unde mergeam în lucrare într-o parte în alta, altfel erau prorociile. Dumnezeu v-a dat izbăvire, mulțumiți, dați slavă lui Dumnezeu. Dragii mei, eu sper că asta nu v-am înfricat. Dar nici nu vreau să vă las la vatră, pe front cu voi. Mi-a zis odată un frate, zice, când te-am auzit cum predici și la ce pocăință vrei să ne ridici, mi-a zis, bă, omul ăsta n-are niciun necaz. Cred că tătă zoastă în fotoliu și când se scoală odihnit, scrie studii biblice. Dar el ce ne cere nouă? Noi trăim în probleme, în ispite.
Și cândva într-o împrejurare a ajuns să afle prin ce trec și eu, zice, frate, păi n-am știut că și dumneata ai lupte. Și, măi, omule, zic, eu când mă ridic la amvon, eu nu viu de la popotă, eu vin din tranșee. Și când termin aici, mă duc tot în tranșee. Da, dar prin Domnul suntem biruitori. Că vorba aceea, spun în încheiere, plugul ori în brazdă, ori la rugină, tot se consumă. Cum vreți să vă treacă viața? Slujind pentru Domnul sau, cum spunea un frate, zice, unii trebuie să odihnească, s-au născut obosiți. Nu. Să slujim câtă vreme este ziua. Trece vremea, Dumnezeu nu are nevoie numai de epave. Și în bătrânețe, zile la bătrânețe se poate sluji, dar trebuie din timp început. Spune acolo 1 Timotei 5:5 că o femeie rămasă văduvă poate să slujească Domnului full time, nu? Zi și noapte și a pus nădejdea în Dumnezeu și se roagă. Și mare nevoie de astfel de surori care să se roage. Mi-amintesc că am fost anul trecut undeva în județul Mureș, o comună, Sfântul Gheorghe, sau sat, ce ei să nu greșesc. Și când se termină slujba, vine o soră în vârstă la mine și spune, eu te cunosc, ascult predicile dumitale, dar spun ceva, fiecare seară mă rog pentru dumneata. Băi, ce m-am bucurat! Dintr-o parte sau alta sunt oameni care sprijinesc lucrarea. Și apoi la gata, știți cum e la Dumnezeu, ca și la o firmă. Unii au acțiune acolo, alții lucrează, fiecare participă cu cineva și cu ceva și apoi se împart profitul, dividend, de ceea ce rezultă de acolo. Și Dumnezeu va ști să ne răsplătească la toți. Va ști să-i răsplătească și soției mele care a acceptat să fiu prins în slujire, îi va răsplăti și ei. Cândva le-am spus și copiilor, v-a răsplătit Dumnezeu și vouă, dacă acceptați slujirea, poate nu m-ați avut întotdeauna la îndemână. Mi-amintesc, eram necăsătoriți, la Oradea, la o seară de rugăciune. Nu știam cu cine o să mă căsătoresc, dar la aceea seară a fost și soția. Și a avut o prorocie pentru un proroc bătrân, Fazecaș, îl chema. Ulterior am aflat că soția s-a rugat 7 ani să-i dea Dumnezeu un bărbat predicator, dar cu o mențiune, să fie predicator din ăla care folosește mult Biblia când predică. Și prorocia a fost așa, ascultă fică, binecuvântarea ți-o voi da cum ai cerut-o, dar ține cont, când viața vei avea o cruce de dus, lupta nu-ți va fi ușoară, că își va trebui toată viața să nu te prețuiești pe tine și să prețuiești lucrarea Domnului. Dreaptă o prorocie asta. Dar credem că Dumnezeu poate și să răsplătească. Și ultima idee. V-am spus aseară că Duhul Sfânt are ultima operație de făcut să ne schimbe trupurile. E puterea lui Dumnezeu. Dar știți ce trup va da la fiecare? 1 Corinteni 15, o stea se deosebește de altă stea. Aici e frumusețea lucrării Duhului. Din oameni răi, murdari, ce eram înainte, ne-a spalat, ne-a curățit, ne-a sfințit, acum prin har putem trăi dumnezeiește, nu numai atât. Ne-a angajat în lucrarea sfântă și împarte darul cum voiește. Și când ne va da trupurile de slavă, slava va fi direct proporțională cu slujirea ce am făcut aici. Așa că trebuie să fie recunoscător lui Dumnezeu. Și să știm că dacă Dumnezeu ne-a înzestrat cu un dar care presupune, v-am spus, o activitate mai dăruită, luptele necesare, toate acestea nu rămân fără răsplată. Spune Pavel, care e răsplata mea că vestesc Evanghelia în anumite condiții? Asta se va vedea atunci. Fiecare va primi după activitatea care a desfășurat-o. Și spuneți-mi, vă rog, cei care și-au îngropat talentul au primit drept acces în cer? Nu? Ba încă părerea mea, cei care ar fi trebuit să lucreze și nu vor să lucreze, știți cum a fost numit robul acela? Sunt două denumiri acolo. Viclean și Leneș. Bun, Leneș când a lucrat, de ce Viclean? Părerea mea că cine lucră pentru Dumnezeu îl angajează diavolul. Cei ce trebuiau să fie proroci și au pasiuni din astea spre informații, o să devină un fel de purtător, o să-i angajeze diavolul la poșta lui.
Și în loc să lucrezi la poșta lui Dumnezeu, te angajezi la diavolul la lui, care îi chemat să fie vorbitor, nu o să fie predicator, dar cine știe ce îl pune diavolul, nu? Care chemat să ajute, să dăruiască, nu ajunge lucrarea Domnului, o să fie mare sponsor pentru politicieni, pentru sportivi. Dăruiești tu la cineva. De-aia e foarte important fiecare în pătrăcica lui să știe, Doamne, ce m-ai chemat pe mine să fac. Eu cu ce pot să slujesc? Povesteau frații din Moldova, cum știți că moldovenii au expresia asta cu la deal și la vale. O soră se ruga, Doamne, mântuiește oamenii ăștia de la deal. Doamne, îndură-te și vecinul ăsta de la vale. Și pe când a murit sora, 8 familii în jur, nu știu câte de la deal, câte de la vale, erau întoarse la Domnul. Știu alt caz, zona Bistriței a fost un mesaj profetic, rugați-vă că Domnul va muta un stâlp, va lua acasă un slujitor. Păi, s-a întrebat ăștia în comitet ca ucenici, oare nu sunt eu, când era și unul bătrân. A plecat la Domnul o soră, care era o mare mijlocitoare, cu un duh, cu un dar de credință. Că la Dumnezeu și femeile sunt o mare oștire. Dragii mei, să ne dea bunul Dumnezeu harul să ne înscriem în lucrarea Sfântă. E un plan etern, Duhul Sfânt e foarte activ, vrea să lucreze. Spunea un frate din Cluj, zice, mă vreau frate să mă angajez în lucrare și a zis, nu mă mai bag și eu, că s-a tăiat probleme. Și într-o noapte a visat că era un câmp, niște secerători obosiți și a zis, hai ajută-ne că nu mai e mult de lucru, să lasă seara, dar vreau să terminăm. A zis, după visul ăsta, a zis, n-am mai comentat odată, când i-am văzut cum munceau și câtă nevoie mai era de lucru. Nu știm cât mai este și să putem cânta cântarea aceea, stăpâne, vine seara, mă întorc și eu tăcut. Știți cântarea aia cu Rut, nu? Din zorii zilei mele în lanul tău m-am dus cu legător de spice, așa precum ai spus. Mă rușinez de rodul puțin agonisit, dar tu-mi cunoști arșița prin care m-am trudit. Stăpâne, vine seara, își cer un adăpost. Să fiu cu aceia care la munca ta au fost. Iar mâine dimineață mă scoală fericit să întâmpin bucuria spre care am suferit. Să vă dea bunul Dumnezeu harul să trăiți frumos, să slujiți cu dragă inimă, că la înviere ne întâlnim cu acestea. Amin.